ultima conferință din sesiunea de toamnă a conferințelor Apostol Vrancea, l-am avut invitat pe Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, l-am avut de asemenea invitat pe scriitorul Mihai Gheorghiu și de asemenea încheiem cu Părintele Profesor Gheorghe Holbea cu o temă foarte, foarte frumoasă, care este pe cât de dorită, pe atât de tânjită și lipsită, respectiv aceea a comuniunii. Mulțumim mult, Părinte, că ați acceptat. Părintele a făcut niște eforturi foarte mari să vină astăzi, foarte mari, deci și mulțumim din toată inima noastră că a acceptat și că a făcut aceste eforturi. Bună seara! Iertați-mă că vocea este în schimbare, am trecut printr-o răceală și încă n-a trecut. Stăteam și mă gândeam și am avut mari emoții pentru că e foarte greu să te întorci acasă. De ce este foarte greu să te întorci acasă? Pentru că Vrancea este. Pentru mine acasă, m-am gândit cu emoții în această seară, această întâlnire. Întrucât sunt născut și eu în Vrancea, pe Valea Șoșiței la Răpasa și stăteam și mă gândeam. Când de fapt m-am despărțit eu de acest acasă sau ce înseamnă pentru mine acest acasă și el se leagă de tema noastră din această seară și anume liturgia lăuntrică sau liturgia interioară. Liturgia interioară, liturgia comuniunii sau liturgia lăuntrică, liturgia comuniunii. De ce liturgia lăuntrică? Pentru că liturgia lăuntrică este cea pe care o ai cu tine toată viața. Totul este ca această liturgie lăuntrică să o descoperi mai întâi în copilărie. Să o descoperi în familia ta, cu părinții tăi, cu bunicii tăi, cu cei dragi ai tăi. Și cred eu că pentru mine această liturgie lăuntrică a însemnat o călăuză spre tot ceea ce a însemnat itinerarul vieții mele până acum. Stăteam și mă gândeam cum facem noi în viața aceasta noastră să nu ne simțim străini în această lume, în țară, în țara, în spațiul acesta. Și m-am adus aminte de momentul în care eu am plecat de acasă. Și am plecat de acasă, cum eram noi în clasa 8-a, plecat la liceu, prima treaptă de liceu. Atunci cred că s-a produs prima ruptură sau prima jertfă interioară și anume, mi-amintesc, fiind la liceu, plecat de acasă, în cămin, cât am tânjit după ritmul vieții de acasă, după sărbătorile de acasă, pentru că primul an, în anul întâi de liceu, n-am avut posibilitatea, bineînțeles, să merg la înviere, la slujba Sfintei Învieri, eram în cămin, eram bine păziți, cu bine de voie, dacă uneori mi se dădea voie și am stat și m-am gândit, de ce oare trebuia să plecăm noi de acasă? De ce a trebuit să plecăm de acasă? Pentru că ne simțeam bine acasă, cu părinții noștri, cu obiceiurile noastre, cu tradițiile noastre. De ce a trebuit să plecăm de acasă? Era așa un curent, toată lumea trebuia să plece de acasă. Însă această plecare de acasă nu era niște cum o plecare liturgică. O plecare liturgică în sensul că de fiecare dată vom vedea noi în Sfânta Scriptură, trebuie să ieși din pământul tău, dar să mergi spre Dumnezeu. Ori plecarea noastră de acasă, din păcate, nu a fost o plecare spre o împărăție, spre ceva veșnic, spre ceva care să dea consistență vieții noastre. Plecam de acasă pentru că toată lumea de la țară trebuia să plece. Toți copiii, tinerii,
își trebuiau să urmeze acest drum, trebuiau să plece. Să plece așa cum astăzi ne întrebăm de ce trebuie să plecăm din România, nu? Nu ne-am întrebat de ce trebuie să plecăm? De ce trebuie să plecăm în altă țară? Și care este, de fapt, noima acestei plecări? A fost un răspuns, l-am primit, a fost anul acesta în Italia, la un congres, congres mixt a fost doi profesori ortodoxi și doi catolici și la urmă a venit și cardinalul la Genova. O temă care ne interesează pe toți și anume este vorba despre tema aceasta, era tema creștinismul răsăritan și creștinismul apusean între schismă și unitate. Și, mă rog, fiecare și-a spus punctul de vedere, la urmă, cardinalul de Genova, care este un admirator al Ortodoxiei, ne-a spus un lucru care mi s-a părut măguritor pentru noi ortodoxi. Discursul său a fost structurat mai întâi pe ideea că dacă Europa arată cum arată astăzi, este și din cauza noastră, adică a romano-catolicilor. Era cardinal romano-catolic. Deci spunea, dacă Europa arată cum arată astăzi, este și din cauza noastră. Pentru că n-am știut să transmitem, n-am știut să împărtășim ceea ce este esențial pentru creștinism. Și a spune, eu n-am știut de fapt să transmită liturghia. În a doua parte a spus un lucru care ne-a bucurat într-un fel. Și a spus așa. Voi ortodoxi, noi, am pierdut misterul. Am pierdut misterul, am pierdut taina. Am pierdut misterul pe care voi încă îl mai aveți. Străduiți-vă să nu vi-l pierdeți. Și într-adevăr, m-am întrebat de unde a tras această concluzie. Și apoi m-a aflat că acest cardinal, romanul catolic, vine din când în când la liturghiile ortodoxe, bine, stă în colțul lui, nu vă închipuiți că slujește. Am văzut de asemenea la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, patru preoți catolici, unul dintre ei a stat toată Sfânta Liturghie în genunchi. Și atunci am înțeles că, într-adevăr, noi avem o liturghie lăuntrică, o liturghie lăuntrică pe care o purtăm cu noi toată viața, pe care o gustăm în vremea copilăriei, în măsura în care părinții noștri au știut să ne îmbisericească, în măsura în care părinții noștri au știut să ne călăuzească spre un duhovnic sau spre preotul satului. Dar ceea ce am văzut eu la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, într-o biserică ortodoxă de data aceasta, ortodoxă în ce sens? A fost biserică romano-catolică, a rămas goală. Preotul Sorin Filip, care a fost înaintea mea la biserica unde slujesc astăzi în București, a reușit să facă din această biserică o biserică ortodoxă, catapeteasmă, icoane ortodoxe, un spațiu liturgic ortodox. Am fost impresionat să constat că la stradă, cele care dădeau răspunsurile erau doamne, din Vrancea, din Iași, din Maramureș, din un județ de Ardea, Cluj și așa mai departe. Din toate părțile României, doamne îmbrăcate în costume național specific zonei, da, și din Galați, amintesc? Deci îmbrăcate în costum național, specific zonei și care au cântat Sfânta Liturghie Dumnezeiești. Am fost impresionat de asemenea de faptul că tineri, familii tinere, cu câte 2-3 copii îmbrăcați în costum național, au venit la Sfânta Liturghie, s-au împărtășit împreună cu copiilor. Dar ceea ce este de subliniat este faptul că acești tineri
În România, au mărturisit, în România nu mergeau la biserică. Deci în România nu mergeau la biserică. Nu se spovedeau, nu se împărtășeau. Și ajungând undeva departe, în această înstrăinare, au redescoperit pe la acela casă care se referă la liturghia lăuntrică. Adică au redescoperit satul natal cu tradițiile, dar mai întâi satul natal cu biserica. Cu biserica, cu marile sărbători, Crăciun, Paști, sărbătorile în cinstea Sfinților, cum este și astăzi, a fost sărbătoarea Sfântului Spiridon, al Trimitondei. Au redescoperit liturghia lăuntrică. Au redescoperit că pot să se roage. Au redescoperit metania. Au descoperit vrabila creștină. Acolo, departe. Și atunci m-am amintit și îmi amintesc de fiecare dată și o spun de câte ori mă întâlnesc cu colegii mei de seminar, cu cei care, mă rog, au fost apropiați în vremea aceea, m-am amintit de cine spuneam întotdeauna Antonie Plămădeală, care 2 ani a fost episcop al Buzăului și noi am avut această binecuvântare de la Dumnezeu, să-l avem pe Antonie Plămădeală, să-l avem episcop 2 ani, 2 ani în care Antonie Plămădeală a făcut epocă. A făcut epocă mai întâi pentru că primul pe care l-a invitat la seminar a fost părintele Ilie Cleopa, marele duhovnic. Și atunci foarte mulți dintre noi am înțeles ce înseamnă un duhovnic. Dar afirmația înaltului Antonie Plămădeală, o repet fără să obosesc, mi-a rămas în memorie și o reproduc ori de câte ori am ocazia. Că poți pleca dintr-o casă, așa cum am plecat și eu, că poți pleca dintr-o țară, așa cum au plecat tinerii pe care i-am întâlnit la Genova, în Italia, sau în altă parte, în Spania, am sfârșit și la Monța, chiar de Duminica Tuturor Sfinților și aceeași atmosferă creștină, dar nu poți pleca din tine însuți. Că vei avea clipele tale de regăsire când vei fi fericit să fii ceea ce ești cu adevărat. Și ești ceea ce ești cu adevărat dacă ai o conștiință a identității. Dacă ai învățat de la părinții tăi liturghia, mai întâi liturghia lăuntrică, și am să vă explic un pic așa, fără să teologisesc prea mult, ce înseamnă liturghia lăuntrică. Adică dacă ai învățat de la părinții tăi cât de cât, de la bunicii tăi, de la cei dragi ai tăi să fii cu Dumnezeu, sau ce înseamnă să fie Dumnezeu cu tine? Ce înseamnă să fie Dumnezeu cu tine? Acesta este acel acasă pe care îl descoperi sau redescoperi. Și mă întrebam, oare copiii noștri, care astăzi sunt grăbiți, sunt grăbiți de societatea în care sunt siliți să trăiască. Copiii noștri care trebuie să plece departe, dacă vor mai avea acest acasă. Trăim într-o atmosferă foarte tulbure. O atmosferă, vedem, scandaluri apă mediatizate, politică, cum spunea cineva, deriva existențială unui tineret care este abandonat la o răscruce de drumuri care duc nicăieri. Sau care nu duc. Sau care duc spre nicăieri. Care nu duc nicăieri. Deci, te întrebi dacă acești copii ai noștri vor mai avea acest acasă, dacă vor pleca. Și mai ales într-o lume în care liturghia aceea interioară, adică a fi cu Dumnezeu, liturghia interioară devine o fel de liturghie în sensul peiorativ.
liturghie idolată. De ce? Pentru că vedem tinerii noștri de astăzi trăiesc un comunism al blocului. Noi am trăit comunismul așa cum l-am trăit. Ei trăiesc un comunism al blocului în care, de fapt, nu există întâlnire. Cel mult tinerii de astăzi și noi, într-un fel anume, omul zilelor noastre, omul societății așa zise postmoderne, joacă un rol. Joacă un rol într-o sumă de roluri specializate, supuse unor standarde normative, trebuie să acumuleze bunuri materiale, trebuie să acumuleze funcție și stăteam și mă experimentam și mi-amintesc că și Dan Puri, care a fost înaintea mea, are alergie la o expresie, zice, resurse umane. Nu? Când te duci undeva la o firmă, te duci la resurse umane. Noi suntem resurse umane, vă dați seama. Am devenit un fel de mijloace de producție. Cum aveam noi un proiect, Alege Școala, în care spunea, zice, formarea tinerilor, educarea tinerilor, pentru piața muncii, nu vedeți? Dacă nu educi pentru piața muncii, scoți rebuturi, nu-i așa? Într-o societate care are o triadă. Triada acestei societăți, care poate fi? Păi, sunt banii, confortul. Deci, omul se înrolează, devine un rol într-un scenariu pe care alții îl scriu. Și că acesta îl vedem. Societatea noastră de consum, de fapt acum nu știu cât mai este și de consum, societatea noastră ne distribuie roluri. Se creează copiilor impresia că dacă nu ești un om de succes, ați văzut istoria, a circulat un manual de istorie în care apăreau crainici precum Andreea Iesca sau Florin Călinescu în manualul de istorie. E extraordinar, nu? Și din care, bineînțeles, că vorba unui istoric din Alexandru Ioan Cuza rețineau doar atât. Dacă, mă rog, fiii pe care i-a avut sunt fiii lui legitim și așa mai departe, sau câte amante a avut. E foarte interesant să reținem din istorie toate aceste lucruri. Deci, un fel de bagatelizare, un fel de batjocorire a istoriei și a memoriei noastre, în niște roluri pe care suntem siliți uneori să le acceptăm, și asta e lumea în care trăim. Dar mai mult tinerii noștri acum vedeți că nu mai încheagă prietenii, socializează, nu-i așa că sună frumos. Zice, socializează. Da, este extraordinar. Socializează pe Facebook, pe toate celelalte. Ba mai mult decât atât, ca să evadeze din realitate, din realitatea asta în care noi ne întâlnim unul cu celălalt, acum a ieșit un joc care, de fapt, nu este numai joc. Este ceea ce se numește second life sau a doua viață. Există o a doua viață, știți? Adică acolo, în mediul acela virtual, tu îți confecționezi o identitate care îți place, îți cauți vecini, prieteni și așa mai departe, ba mai mult decât atât, această realitate a doua viață, second life, sau cum vreți să-i spuneți, are și o monedă. Acolo se încheie afacerea. Și moneda, știți care este? Este acum Bitcoin, mi se pare că se numește. Deci, poți la un moment dat să te rupi total de realitatea cu întâlnirea cu ceilalți, stând acasă. Adică, în fața calculatorului, și am avut o asemenea experiență, în fața calculatorului, stai de dimineață până seara. Deci lucrez la o firmă, am avut un fiu duhovnicesc, pe care n-am reușit, spre, mă rog,
tristețea mea să-l conving să iasă din această realitate. El lucra pentru firme din Statele Unite, foarte bine plătit. Ce să vă spun? De dimineață până seara, el stătea în casă. Adică, la ora 8, când voia el începea, și începea lucrul, dădea telefon, îi vedea mâncarea, vedea serviciul ăsta imediat, și până seara stătea fără să iasă din spațiul lui. Stătea așa câte o săptămână, două, trei săptămâni, fără să iasă. Nu-i așa că este tentant. Dar este, în același timp, patologic. Și acest tânăr, din păcate, foarte greu, foarte greu să mai poată scăpa de această realitate virtuală. Stăteam și mă gândeam dacă nu cumva lumea noastră a semănat dintotdeauna, dar astăzi parcă mai mult decât altădată, seamănă cu un fel de turn Babel. Eugen Ionescu, într-o carte pe care a scris-o și e tradusă în limba română, note și contranote, spune la un moment dat că citindu-l pe Kafka despre turnul Babel, spune, zice, doamne, nu numai că oamenii au proiectat o utopie, adică să faci un turn să ajungă la cer, dar mai mult decât atât, s-au prostit și în acest ideal utopic. De ce? Pentru că s-au împărțit pe meserii, pe tehnologii și așa mai departe și au început să se certe între ei. Au uitat de fapt că ei sunt chemați să ridice turnul până la cer, turnul Babilonului. Și în acest turn Babel, tot Eugen Ionescu, marele dramaturg al nostru la Paris, mă rog, nu știu cât se, chiar dacă fiica lui nu consideră chiar atât de român, spunea, zice, în care omul uită de fapt că este om și se întâmplă și la noi astăzi. Se întâmplă și la noi astăzi. Adică tu uiți că ești om și când vine la tine cineva, tu ești o uniformă, ești un funcționar și așa mai departe. Un funcționar și atunci simt nevoia să arăți că e superior. Zice, uite, spune Eugen Ionescu, omul uite că nu este o funcție. Zice, unii ca să nu uite că sunt funcție, chiar dorm cu uniforma pe ei. Dar, până la urmă, și această uniformă trebuie să iasă la pensie și ei rămân cu ei înșiși. Ori, momentul adevărului este că rămâi cu tine însuți. Deci omul nu trebuie să uite că înainte de a fi o funcție, indiferent ce funcție are, el este omul. Și cred că de aici trebuie să plecăm atunci când vorbim despre această liturghie lăuntrică, adică să plecăm de la faptul că trebuie să educăm pe copiii noștri nu să devină vedete, nu oameni de succes neapărat, că dacă n-ai succes înseamnă că ești un ratat. Aceasta este impresia unora, ci trebuie să devină oameni. Și această devenire ca oameni o avem printr-o taină. Este prin taina botezului, prin taina mirungerii, în care toate simțurile se sfințesc. Nu vedeți toate simțurile. Și aici venim la liturghia lăuntrică pe care o învățăm încă din copilărie, de când mama sau tata, părinții, ne îndrumă spre biserică, ne învață semnul Sfintei Cruci. Facem semnul Sfintei Cruci la orice, când începem rugăciunile, când trecem pe lângă biserici, pe lângă troițe, când intrăm în Sfânta Biserică, facem semnul Sfintei Cruci. Și este foarte important să avem această dimensiune rituală și, de fapt, cu dimensiunea rituală a vieții, începe liturghia lăuntrică. Pentru că întotdeauna sufletul se exprimă prin trup. Sufletul se exprimă prin trup. Iertați-mă, eu știu că în... Aia zice, să știți că eu, în perioada comunistă, îmi făceam cruce cu limba. Dom'le, era foarte bine că îți faci cu limba, dar era mai bine să faci cu toată mâna. Pentru că, spune Nicolae Steinhardt, acolo unde merge trupul, merge și sufletul. Deci unde merge trupul, merge și sufletul. Deci tu te lepezi, zice așa, formal, că au fost unii care au spus, știți, noi, în perioada aceea, am slujit așa, dar în sinea noastră eram
Ei, Nicolae Steinhardt spune, se aseamănă cu cei care în perioada persecuțiilor din primele secole creștine spuneau, să știți că noi am tămâiat la statuia împăratului, că de fapt ăsta era interesul. Împărații romani credeau sau nu credeau în zei, dar oricum fidelitatea supușilor Imperiului era testată prin faptul că ei trebuiau să aducă tămâie împăratului, loialitatea aceasta. Împăratul care se numea pe sine Dominus Arderul, Domn și Dumnezeu. Și atunci Nicolae Steinhardt spune, să știți că și cei care spun că am slujit în numele, am slujit dictaturilor de orice fel, și sunt lapsi, adică sunt căzuți. De ce? Pentru că, spune el, unde merge trupul, merge și sufletul. Nu poți să jertfești de formă în numele unor pretinse interese ale familiei sau ale copiilor. Și aici îl avem pe voievodul Constantin Brâncoveanu drept exemplu. Deci nu putem jertfi de formă. Și atunci m-am întrebat, pentru că într-o atmosferă foarte relativizată. Acum nu mai există nimic firesc. Totul este relativ. Părințimea este relativă, tatăl este relativ, mama este relativă. Aspectul fizic este relativ. Totul trebuie relativizat. Dacă eu gândesc altfel, atunci totul trebuie relativizat. Negăm firescul. Negăm ceea ce este dumnezeiesc în noi și, nu-i așa, totul trebuie demitologizat. Istorie demitologizată, valori demitologizate, nu mai avem nimic. De ce? Pentru că cei care ne educă, probabil că doresc să devenim, cum spunea un prieten de-al meu, foarte interesant, zice, domnule, devenim niște indivizi cu creierul spălat, numai bun de cetățeni ai planetei. Ori prima treaptă în liturghia lăuntrică este discernământul. Pentru mine, copil crescut în Răcoasa, în jurul bisericii, cu marile sărbători pe care le simțeam și pe care le-a simțit oricine s-a născut la țară, cu procesiunea de Paști din Vinerea Patimilor și până la Înviere, cu toate sărbătorile, cu ziua onomastică, pentru mine era foarte clar. Pentru bunicul meu, Nicolae Holbea, din Bizanța, știți ce era comunismul? Dar foarte clar. Deci, el se raporta profetic la o realitate. El a spus așa. Comunismul este o treapă a roșii al Antichrist. Și cu asta basta. Este o treapă a roșii al Antichrist și nu trebuie să-i slujești. Asta a fost și ce am învățat de la părinții mei, de la tatăl meu, care a avut această îndărătnicie, Doamne ferește, nu acuzăm pe cei care au trecut la CAP și așa mai departe, dar ei aveau această rezistență. Rezistență, deci o treapă roșie al Antichrist și acum o treapă albastră, tot al Antichrist, dar are altă formă, ceea ce unii numesc cosmopolitis, cetățean al planetei cu creierul spălat, că nu mai avem nevoie de istorie, de identitate, de strămoși. De altfel, noi românii, cum spunea și Dan Puric la un moment dat, se pare că încurcăm planurile pentru că în Occident am umplut bisericile. Bisericile goale rămase de la Apuseni, mergeți în Italia. Și dumneavoastră știți că aveți rude, aveți Răcoasa, dacă întreb așa, jumătate sunt în Italia, jumătate sunt în Spania, dintre tine. Ei merg la biserică. Ceea ce nu făceau aici, fac acolo. Adică merg la biserică, se spovedesc, se împărtășesc și se regăsesc în biserică. Stăteam și mă gândeam ce a rămas acasă. Ce a rămas acasă? M-am dus la Răcoasa când la o mormântare și m-am întrebat, sincer, dacă eu m-ar mai simți acasă, în spațiul geografic natal. Și vă rog să mă credeți că am avut o îndoială. Am avut o mare îndoială. De ce? Pentru că ceea ce este spațiul meu natal acum, este un spațiu în care casele sunt pustiite, este un spațiu din care tinerii au plecat majoritatea în alte țări, este un spațiu în care mai sunt câțiva care mai
fură sau mai fac nu știu ce, este un spațiu părăsit, un spațiu nelucrat. Și atunci m-am întrebat, dar oare unde este acasă al meu? Și m-am dat seama că acela acasă al meu, unde eu am gustat pentru prima dată liturghia lăuntrică, atunci când mama mea m-a învățat îngerașul, atunci când mama mea mă călăuzea în fiecare, cel puțin în fiecare post, posturile mari, dar și posturile mai mici, cum erau Sfânt Petru și Sfântă Maria, să merg și să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Deci, acel spațiu, cu Moș Negoescu, cel care venea la biserică, avea ițari și avea niște bocanci de armată, avea distinții din, cred că din primul război mondial, da? El era întotdeauna, nu voia să stea pe scaun, în momentul în care n-a mai putut să reziste în picioare, atunci doar a acceptat să se așeze pe scaun, deși îi se părea o impietate la Sfânta Liturghie să se așeze. Ori în genunchi, ori în picioare stătea. Ei, acest spațiu nu mai este atât de sfințit acolo, ci este sfințit aici, în inima mea. L-am luat cu mine și îl port cu mine oriunde aș merge. Mi-e dor de acest spațiu, așa cum celor care sunt acum în Italia, în Spania și în alte țări ale Occidentului, le este dor de acel spațiu și de acel etos pe care l-au gustat acasă. Dar eu sunt sigur și am dovezi că o parte dintre colegii mei sau colegele mele care s-au întors acasă au rămas dezamăgiți. Acela acasă nu prea mai este acasă, pentru că acela acasă întotdeauna era sfințit de oamenii credincioși, de oamenii care veneau la Sfânta Liturghie, cel puțin duminica, și bineînțeles și în sărbători. De oamenii cărora eu, fiind chiar la seminar, fata m-a învățat, oamenii bătrâni, bă, când vine Moș Ștefan Spătaru, că doina este aici, bunicul, să-i săruți mâna. Deci eu, toți bătrânii, Moș Folea, Moș așa, era, îi sărutam mâna. Pentru că ei erau bătrânii satului. Ei erau acea generație care ajunsese la vârsta înțelepciunei. Era un fel de gheronda, dacă vreți, cum se spune în spiritualitatea răsăriteană. Deci, am căutat România profundă. Am căutat România profundă pentru că toată lumea spune, ah, noi români, ah, ușurenici, ușurate și așa mai departe. Și mă veți întreba dacă am găsit-o. Am găsit-o. Am găsit-o nu numai în bătrânii din satul meu natal, care au trecut la Domnul, dar am descoperit un filon de aur duhovnicesc și îmi pare rău că în această seară n-am avut posibilitatea să vă aduc un filmuleț, poate altă dată dacă ne întâlnim, cu mărturile celor care au trecut prin închisorile comuniste. Am deschis un ciclu de conferințe la Facultatea Teologiei din București, preoți mărturisitori în temnițele comuniste și mărturisitori în temnițele comuniste. Și am vorbit despre Părintele Daniel Sandu Tudor, despre Părintele Nicolae Steinhardt, despre Dinu Pilat, Vasile Voiculescu, despre toți membrii grupului Apoi și așa mai departe. Dar am văzut săptămâna trecută, atunci când doamna Corina a venit cu copiii la Facultatea Teologiei din București, cu acea piesă extraordinară, și anume Răsărit, cu un răsărit fără început și fără sfârșit, care a stors lacrimile celor care erau în sală, în amfiteatru. În continuare, am vizionat Părintele Moise Drăgoașa, ne-a pus trei secvențe de filme, cu mărturile celor care au trecut prin temnițele comuniste. Ce credeți că i-a salvat pe acești oameni? Acolo unde comunismul, o trapa roșie al anticrist, cum îmi spunea bunicul meu, a avut experimente pe cum experimentul de la Pitești, în care se săvârșea acea liturghie neagră, în care de Crăciun sau de Paște li se dădeau mizerie din hârdău, să spună că se împărtășesc, sau, iertați-mă, la fel din hârdău să spună că e o aghiazmă. Acolo unde Hristos trebuia batjocorit, unde trebuia batjocorite tată, mamă, soră, unde trebuia declarat, unde erai bătut, câte 7 ore, cum era Părintele Mihai Lungeanu, care m-a impresionat și care a mărturisit că a descoperit în închisoare
acolo, fiind torturat, ani de zile, torturat, deci a fost arestat odată, a fost eliberat în 52, a fost rearestat până în 64. Și spune că a dobândit rugăciunea neîncetată. Acolo unde, și astăzi am revăzut acele filme, unde, să zicem, Mihai sau Nicolae Turcaru, Nicolae Turcaru povestește, zice, eram în închisoarea de la Pitești, de Sfântul Ierarh Nicolae. Eram trei de Nicolae și, deși nu aveam biserică, am făcut noi, din sufletele noastre, am făcut o biserică. Și am simțit bucuria aceea a patronului nostru, Sfântul Ierarh Nicolae. Și după aceea, mă rog, această stare a fost distrusă de către acel om săracul, care și el este o victimă, Surcanul, care se știe că a devenit torționar. Această inginerie în care oamenii erau distruși pe dinăuntru, ei nu voiau ca deținuții să moară prea ușor, nu. Ei voiau doar atât să-i distrugă pe dinăuntru și atunci trebuia batjocorită, așa cum sunt batjocorite astăzi. Trebuia batjocorit părinții, mai e tatăl, mai e mama, partenerul 1, partenerul 2 și așa mai departe. Trebuiau batjocorite surorile, frații, trebuia batjocorit Hristos, Maica Domnului și așa mai departe. Acolo a fost liturghia neagră. Dar ceea ce este important și aici, aș vrea eu să atrag atenția. Am descoperit cum și pentru preoți și pentru credincioși s-a trezit acea liturghie lăuntrică, s-a trezit acel apostolat, apostolat original. Apostolatul original și ei au devenit, prin suferință, au devenit mărturisitori ai credinței. Și am dat exemplele de fiecare dată le dau și nu obosesc să le dau. Mă gândeam ce minunat este că un părinte Dimitrie Bejan, care a făcut 24 de ani de închisoare, 7 ani a stat în Siberia, unde a botezat din 42, a fost arestat până în 48, unde a botezat ca la 11.000 de ruși ucrainieni, pentru că ei, fiind sub bolșevism, n-aveau cum, dar s-a trezit în ei acea vână creștină, iar din 48 până în 64 a trecut prin toate iadurile comuniste și a fost eliberat în 64 de la iud. Și ceea ce a făcut, adică să faci Sfânta Liturghie acolo, să catehizezi și mai mult decât atât, să te transfigurezi prin suferință și să mărturisești că în momentul în care erai bătut, ca și părintele Mihai Lungeanu, nu mai simțeai durerea, eu cred că acesta este un lucru extraordinar. Și fiecare dintre acești părinți, dintre acești creștini, a fost întrebat, părinte sau domnule, i-ai iertat pe cei care i-am iertat de mult. Nu mai simt nimic pentru că nu, i-am iertat de atunci. Și dacă ar fi să iei viața de la început, crezi că ai mai putea trece? Dacă ar fi să iau viața de la început, aș vrea să fie tot așa, în sensul că acolo m-am întâlnit cel mai profund cu Dumnezeu. Părintele Dimitrie Bejan, despre care spuneam și altă dată, a scris după ce a ieșit din pușcărie, după 42-48, 7 ani, și din 48 până 64, încă 16, nu? Cam așa. Deci 16 cu 7, 24 de ani. Și scrie ce scrie. După ce iese din închisoare, când îi spune acelui, îl vede conductorul de tren și îl vede așa jertferit, cu niște haine ponosite și îi spune, de unde vii, mă? Zice, vin din rai. Cum adică vin din rai? Nu, e sănătos, mă. Păi vin din rai, nu se vede că radiez? El venea într-adevăr din rai. Și spune, am plâns. Și după aceea, părintele Dimitrie Bejan scrie bucuriile suferinței. Părintele Dimitrie Bejan este cel primul preot mărturisitor cu care am început seriile dedicate preoților mărturisitori de închisorile comuniste. Și am încheiat, bine, n-am încheiat, dar mă refer la ultima seară pe care am făcut-o, cu părintele Gherasim Iscu. Părintele Gherasim Iscu, care era de undeva din Răcăciun, Bacău,
stareț al mănăstirii Tismana, și pentru că la el veneau și cei din munți, veneau și tuturor le dădea mâncare și haine, a fost, bineînțeles, declarat dușman al urânduirii, a fost trimis la canal. Și acolo, mai întâi, fiind în jos, făcea norma celor neputincioși. Fiind puternic, dădea din mâncarea lui celorlalți, fiind preot, catehiza, mărturisea și împărtășea. Le spune acum, de unde? Mergem la Hârlău. Să mergem împreună la Hârlău să vedem în ce mase și cu ce odăjdii făcea la Sfânta Liturghie Părintele Dimitrie Bejan. Este minunat. Erau lucruri improvizate din lemn, dar câtă sfințenie. Și Părintele Gerasim Niscu a fost dus, deci, la canal, lipsindu-se pe vânsul și de mâncare și făcând atâta efort să-i ajute pe alții, s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a fost trimis la Târgu Ocna. La Târgu Ocna i-a întâlnit pe Valeriu Gafencu și pe toți ceilalți, Ioane Anorite, care vorbește foarte frumos despre trecerea sa la Domnul, despre trecerea Părintelui Gerasim Niscu, dar un pastor protestant, Richard Wurmbrand, care era în închisoare, era la Târgu Ocna, în cartea sa cu Dumnezeu în subteran, relatează un episod. Un episod în care la Târgu Ocna sosește unul Vasilescu. Vasilescu care fusese torționar al Părintelui Gerasim Niscu. Fusese torționar și, bineînțeles, torționare, știți, cinismul. Imagină pe cei care cadă în plasă. Deci că torționarii erau săraci și niște deținuți. Însă cea mai diabolică metodă este să îi întăriți pe oameni, pe unii împotriva altora. Zice, ce să facem noi eforturi? Lasă să se chinuie între ei. Hai să-i transformăm în moști. Îi torturăm până când se leapă de orice. Până când devin niște moștri. Există această inginerie și a existat la Pitești. Și au fost torturați, unii dintre ei au devenit torționari, cum se spune, și după aceea, nu, a venit regimul, după, foarte inocent regimul, și ce a zis? Păi noi n-am știut de toate acestea. Ăștia au compromis comunismul. Și ce a făcut? Pe unii dintre ei au condamnat la moarte. Nu-i așa că este extraordinar? Ăștia au compromis, ca și cum în spatele lor nu s-ar fi aflat organele sistemului comunist de exterminare. Petre Țuțea totuși a spus un lucru și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem toți. Și ce a spus? Pentru experimentul Pitești, pentru această inginerie drăcească, în care oamenii erau chinuiți, torturați, în care erau siliți și am o carte la mine, pe care vă recomand, al lui Nicu Meioniță, un medic care vorbește despre psihotrauma detenției, este extraordinară și care arată că această inginerie era atât de diabolică încât depășea orice închipuire. Și Petre Țuțea spune, pentru experimentul Pitești nu sunt de vină rușii. De ce? Noi care îngăduim, noi care acceptăm acest rol, acest rol de slugi al unor sisteme. Noi care nu avem curajul de a declara profetic că suntem creștini și că nouă noi ne este îngăduit să mergem și să tămâim acolo unde tămâierea este o tămâiere idolatră. Și spune Richard Wurmbrand în cartea lui cu Dumnezeu subteran. A venit Vasilescu, amărâtul, torționat, cel care chiar omorâse semeni de-ai lui, la Canar, unde pusese și Părintele Gerasim Niscu. Și cu o zi sau două înainte de a trece la Domnul, Părintele Gerasim Niscu le-a cerut colegilor săi de suferință să-l ducă la patul lui Vasilescu. L-au dus la patul lui Vasilescu, el, Părintele,
și l-a spovedit și l-a împărtășit. Și împărtășania a produs în inima acestui nefericit Vasilescu un cutremur ființial, ce a zis părinte plângând, cutremurse, sunteți sigur că Dumnezeu m-a iertat? Și atunci părintele Gherasim a spus, dragă mea, dacă eu și ceilalți creștini te-am iertat, cu atât mai mult Dumnezeu care este iubire nemărginită. Și zice Richard Wurmbrand cu Dumnezeu în subteran. Și au trecut la Domnul în noaptea dintre 25-26 decembrie. În noaptea de Crăciun, când se serbează prohodul mai, iertați-mă, soborul Maicii Domnului, nu, a doua zi de Crăciun, dar este și sărbătoarea Sfântului Nicodim de la Tismana. Tismana unde fusese Gherasimiscu stareț. Și zice Richard Wurmbrand, și sunt sigur că s-au dus amândoi în rai, ținându-se de mână. Așa că este extraordinar. Așa că este extraordinar că această liturghie lăuntrică și avem, dragii mei, să nu ne amăgim. Cum spun unii că preoții ortodoxi în perioada aceea au fost doar un fel de cei care divulgă secretul spovedaniei. Sunt cel puțin 2000 de preoți ortodoxi care au trecut prin pușcările comuniste, din care câteva sute de preoți și-au dat obștescul sfârșit acolo. Cum și-a dat și părintele Daniel Sandu Tudor, cel care a condus rugul aprins. Părintele Daniel Sandu Tudor, pe pieptul căruia deținuții, când el nu mai putea, săvârșeau Sfânta Liturghie. Părintele Daniel Sandu Tudor, care și-a dat obștescul sfârșit la Iud, al cărui trup a fost aruncat pe râpa robilor, cu osemintele lui Mircea Vulcănescu și ale altor martiri ai neamului acestuia. Aceasta este România profundă. Aceasta este România profundă și care arată foarte clar că învățătura creștină nu ne transformă, nu transformă suferința în ceva de care trebuie să ne fie frică. Și genialitatea creștinismului este faptul că transformă suferința într-o cale pedagogică de apropiere de Dumnezeu, de transfigurare. Pentru că nu torționarii i-au făcut pe acești oameni martiri. Și sunt sute de preoți, dar sunt zeci sau poate mii sau zeci de mii de mărturisitori creștini care n-au abjurat, care nu s-au lepădat de credință și chiar cei care la un moment dat sub această sălbatică teroare și aceia și-au revenit pentru că există o cale în creștinism care este calea pocăinței. Deci atât că avem o România profundă. Toți acești mărturisitori creștini, jertfa lor nu este o jertfă inutilă. Dacă bisericile noastre și mănăstirile noastre astăzi nu sunt încă muzee, este și datorită lor. Sau mai ales datorită lor. Ei care acolo, cum spune Nicolae Steinhardt, ați văzut ce scrie pe frontonul jurnalului fericirii, nu așa că este extraordinar. Nicolae Steinhardt, evreu care știa toate, știa atâtea limbi, citise literatura apusului în limbe, în germană, în engleză, în franceză. Citise și literatura secundară și așa mai departe. Avea cunoștințe de drept. Era un erudit. Dar care avea acest neastâmpăr de a căuta pe Dumnezeu. Avea niște nostalgii cu clopotele Bisericii Capra, l-a căutat pe Dumnezeu peste tot, dar acolo în închisoare l-a descoperit. L-a descoperit și discutat cu domnul Răzvan, cu care am venit, ce important este că a acceptat să fie botezat ortodox de către părintele Mina Dobzeu, care, dacă nu mă știu, trăiește și astăzi, este la Huși. Părintele Mina Dobzeu și ce minunat descrie Nicolae Steinhardt în jurnalul fericit, a trebuit să citim, să recitim de sute de ori. Zice, cine s-a botezat de mic nu înțelege. Este o bucurie care bate sus. Este o fericire pe care nu o poți explica. În momentul, da, cu adevărat. Cu adevărat este Hristos. Cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. A simțit că Hristos este mai prezent în închisoare mai mult decât oriunde.
De ori această bucurie care mă pătrunde pe mine în această, în această atmosferă de răutate, de mizerie morală și de mizerie materială, în această ură generalizată, de unde această bucurie? Să scrii jurnal fericirii după ce ești din închisoare și să spui un lucru care iarăși ține de liturghia lăuntrică, liturghia interioară, pentru a ieși dintr-un regim concentrațional. Și nu este neapărat nevoie să fie o închisoare, un lagăr. Noțiunea s-ar putea extinde la nivelul unei țări, sau chiar la nivelul unui continent, sau chiar la nivelul întregii lumi. Singura soluție este soluția mistică, este soluția spirituală. Este liturghia interioară. Și ce înseamnă, de fapt, liturghia? Ce au găsit acești oameni? Au descoperit ceea ce descoperim uneori noi când suntem încercați de o boală, de o suferință, când suntem puși pe ochii pe jarul morții noastre, au descoperit ce înseamnă să te însoțești cu Dumnezeu. Au descoperit cum Dumnezeu liturghisește, cum Dumnezeu slujește în viața fiecăruia dintre noi. Și locul acesta este foarte clar. Ați văzut, prima liturghie pe care o săvârșește Dumnezeu este liturghia creației. Liturghia creației când Dumnezeu creează, prin cuvânt întemeiază o realitate, întemeiază cosmosul, care în limba greacă înseamnă podoabă, și a privit Dumnezeu toate câte făcuse, spune cartea Genezii, și toate erau chitov, erau bune foarte. Dumnezeu oficiază această sfântă liturghie și îl cheamă pe om și îi spune să mănânce, să se hrănească, din toți pomii din rai să mâncați. Din toți pomii din rai să mâncați, după aceea va relua în Sfânta Euharistie, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Așadar, Dumnezeu săvârșește liturghia în această lume, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitor, minunat, tradus și tâlcuit de Părintele Dumitru Stăniloae, liturghia cosmică, cosmice liturghie. Deci, liturghia cosmică. Săvârșește această liturghie cosmică și vedeți Sfânta Scriptură, este de fapt un fel de Crăciun, dacă vreți, un fel de Crăciun actualizat de fiecare dată. Adică ce înseamnă nașterea Domnului? Înseamnă ceea ce spune profetul Isaia. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. Ei, această liturghie Dumnezeu o săvârșește cu umanitatea. O săvârșește cu umanitatea și spune, nu poți, n-ai cum să stai la liturghie. Adică la liturghie trebuie să fii în condiția de pelerin. La liturghie trebuie să fii în condiția de călător, nu te culcuși. Patria ta, patria ta este o patrie și pământească, dar această patrie pământească trebuie să te ducă, să devină un pământ al făgăduinței, să devină patrie cerească. Și atunci, vedeți, de fiecare dată Dumnezeu îi cheamă pe oameni la liturghie. Îi spune lui Avram. Lui Avram ce îi spune? Îi spune, ieși din pământul tău, din casa tatălui tău, din neamul tău și vine în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Și cele mai multe, îi cere chiar să aducă jertfe pe propriul său fiu. Și cearcă această credință a lui Avram și după aceea pe Isaac, pe Iacov și pe toți. Și atunci, Dumnezeul patriarhilor devine Dumnezeul întâlnirii. Simte omul că este Dumnezeu cu el. Asta e naștere, asta e Crăciun. Asta e, spune Sfântul Apostol Pavel într-un text foarte nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, adică vă prefaceți în pelerin. Și de ce credeți că Blaise Pascal în 1674, cam așa, în noaptea de 23 noiembrie, spune, după ce el, fizicianul, matematicianul, descoperă legile care poartă numele legii lui Pascal, Blaise Pascal, și zice, foc Dumnezeului Avraam, Dumnezeului Isaac, Dumnezeului Iacob, Dumnezeul patriarhilor, Dumnezeul părinților, Dumnezeul cel viu, iar nu Dumnezeul savanților și al filozofilor.
Dumnezeu cel viu. Dumnezeu cu care te întâlnești într-o istorie concretă și mai ales te întâlnești în istoria concretă a vieții tale. Și apoi vedeți, Dumnezeu săvârșește această sfântere și îi scoate. Îi duce pe evrei în Egipt. Îi face să conștientizeze ce înseamnă robia. Robia faraonică la care și noi astăzi suntem, din păcate uneori slujitori. Robia faraonică, o robie în care aveau căderi cu carne, chiar aveau un oarecare confort, să spunem. N-aveau tehnologia de astăzi, dar aveau confort. Aveau confort, aveau căderi cu carne, dar erau robi. Erau robi. Chiar născuții de parte bărbătească erau omorți. Și atunci Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îi spune, lasă să-i ceară lui Faraon să scoată pe poporul său să facă slujba lui Dumnezeu în pustie. Și Faraon se împotrivește, aduce Dumnezeu cele 10 plăgi asupra Egiptului și ultima plagă este moartea întâiului născuți ai egiptenilor, de la întâiul născut al lui Faraon până la întâiul născut al roadei, în care evreii sunt iarăși pregătiți, îmbrăcați, încinși, toiați, încălțăminte și pregătiți de plecare. Pregătiți de plecare. Și îi scoate Dumnezeu și îi poartă, îi trece prin Marea Roșie, apoi îi poartă în pustie, le izvorăște mană, le dăruiește mană, le izvorăște apă din stâncă, îi conduce ziua astfel de nor, noaptea astfel de foc. Îi conduce și de fiecare dată îi cârtesc. De fiecare dată cârtesc. Le spune să nu mai durați mai multă mană. Pentru că mana în surplus se va strica. Adică arătând că nu trebuie să vă culcușiți, cum spunea poetul Ioan Alexandru în vremelnicie. N-aveți timp să vă culcușiți aici. Nu confundați vremelnicia cu veșnicia. Nu puteți, este o utopie. Paradisul terestru. Este utopic. Paradisul terestru este utopic și dacă voi nu vreți să părăsiți această utopie a paradisului terestru, oricum, boala, moartea sau suferința vă va scoate din el. Și atunci spune, nu vă curcușiți. Îi scoate și poartă pe evrei. Știți în cât timp ar fi putut ajunge evrei în țara păcăduinței? Unii spun că chiar într-o lună ar fi ajuns. 40 de ani i-a rotit Dumnezeu. I-a rotit, a urcat Moise pe muntele Sinai. Și când a intrat, când a urcat Moise pe muntele Sinai și a primit tablele legii, când acea încercare extraordinară, când îi spune, Doamne, vreau să te văd! Și Dumnezeu îi spune, nu te vedea, nu poate cineva să rămână viu, să vadă fața mea și să rămână viu și îi vedea spatele lui Dumnezeu. Și ce fac evreii jos? Idolatrie. Pițelul de aur, distracția care ne omoară și așa mai departe. După aceea îi conduce în sfârșit cu chivotul legii, cu tablele legii, cu năstrapa, cu mana, toiagul lui Aron, prin pustie, dar, atenție, în pământul făgăduinței intră toți cei care nu aveau memoria robiei. Înțelegeți? Adică toți care aveau memoria robiei, mai bine muream în țara lui Faraon, în Egipt. Eram noi robi, dar aveam căderile cu carne. Mai bine era pe vremea nu știu care și așa mai departe. Nostalgii de acest gen nu și-au loc. Nici înainte nu era mai bine, nici acum nu e bine. Pentru că nu avem cetate stătătoare și acest popor român, așa cum este el răstignit, pe toate aceste fruntare ale istoriei, n-a avut o armată puternică să se impună ca imperiu, dar a avut o spiritualitate care l-a ținut. O spiritualitate care, iată, în secolul al XX-lea, a născut în catacombele inimilor celor care au fost torturați, cum au fost cei de la Rugul Aprins, cu părintele Daniel Sandu Tudor, cu intelectuali precum Vasile Voiculescu, muzicianul Paul Constantinescu, arhitectul Constantin Joja, logicianul Anton Dumitriu, Olga Greceanu și așa mai departe, cu duhovnici precum părintele Roman Braga, părintele Sofian Boghiu, părintele Adrian Făgețeanu, părintele Felix Dumneac, părintele Arsenie Papacioc, mai tine ca atunci, părintele Petroniu Tănase, care aveam după ajunge egumen, vă dați seama ce întâlnire era la timp? În perioada comunistă. Ce întâlnire și acolo ei și-au dat seama. Fraților, nu mai este, nu mai putem, tăvălugul
stalinist, ne va mătura pe toți dacă nu vom avea ceea ce în această seară numim noi liturghia lăuntrică sau liturghia interioară. Dacă nu vom avea această tărie să coborâm în catacombele inimii noastre și să descoperim acolo puterea credinței, puterea însoțirii lui Dumnezeu cu noi, în această lume și în această viață, suntem pierduți. Asta a fost rugul aprins. Cel care a actualizat o teologie extraordinar de profundă. Teologia Maicii Domnului Isihasta. O teologie a Sfântului Grigorie Palama, cel care are un discurs, de fapt o predică, să spunem, la intrarea în Biserica Maicii Domnului și în care arată că de la vârsta de 3 ani, Maica Domnului a fost dusă la templul din Ierusalim și acolo a coborât în sinea sa, spune, și a descoperit în sinea sa dorul nesfârșit al firii omenești după unirea cu firea dumnezeiască. Și s-a rugat atât de mult lui Dumnezeu, încât l-a convins pe Dumnezeu să coboare, că să se întrupeze. Și a spus, a născut pentru prima dată, a fost acel germene a întrupării Fiului lui Dumnezeu, germenele nașterii Domnului al Crăciunului pe care noi îl sărbăm.